Ce cântare! Îi spuneam fratelui Taloș că eu n-am auzit niciodată cântarea asta,
Deși mă laud că vin dintr-o generație de baptiști, bunicii mei erau baptiști, eu n-am auzit niciodată cântarea asta. E adevărat, vin dintr-o biserică mai mică, din Mangalia. Dar noi asta ne dorim. Ne dorim ca Dumnezeu să ne dea har. Ne dorim ca Dumnezeu să facă din comunitatea noastră o comunitate care să trăiască un nest, care dacă păcătuiește să vină și să spună: Doamne, am greșit. E o comunitate care nu vine să-și etaleze moralitatea, ci să arate harul lui Hristos. M-a impresionat foarte mult această cântare. Vreau să deschideți împreună cu mine în capitolul 18, și o să citim primele patru versete, Matei, capitolul 18, primele patru versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? N-am știut când dimineața o să fie un botez, dar acum avem imaginea mai clară, o binecuvântare. Dar avem o imagine mai clară. A ce spune Iisus? Iisus a chemat la el un copilaș. L-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Amin. În dimineața asta voi vorbi despre un subiect pe care trebuie să mărturisesc că îmi vine foarte greu să vorbesc despre el. Am un sentiment de ușoară impostură, pentru că ori de câte ori mă gândesc la acest subiect și mă gândesc că o să vin în fața bisericii să vorbesc despre el, îmi pare că eu însumi am reale probleme cu acest lucru despre care o să vorbesc. Dar totuși sunt în fața bisericii cu încredințarea, așa cum am spus, că nu sunt aici și nu suntem aici să ne etalăm cât de bine vorbim sau cunoștințele, ci mai degrabă să ne vulnerabilizăm cu toții înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne vorbească. Subiectul despre care voi vorbi și care mi se pare foarte greu este smerenia. Este un subiect care, într-adevăr, nu prea este la modă și, drept să fiu, nu cred că a fost vreodată la modă. Vreau să fac o afirmație de la început. O afirmație cu care s-ar putea să nu fiți de acord la o primă vedere, dar cred că veți ajunge să fiți de acord. Smerenia este una dintre singurele virtuți care nu poate fi contrafăcută. Nu poate fi păcălită. Nu o poți păcăli, nu poți să spui: fac eu ceva să devin smerit. Și nu mă refer la faptul că oamenii nu încearcă să-și o însușească, nu vorbesc despre faptul că unii oameni cred că sunt smeriți, mă refer la faptul că este singura virtute pe care nu o putem păcăli. Toată lumea reușește într-un fel să recunoască un om smerit, dar de cele mai multe ori va arăta către persoane care nu se aseamănă cu modelul tradițional de smerenie. Noi ne gândim la un om smerit, un om umil, sau un om care are o imagine proastă despre sine de obicei, poate bleg, un om care tot timpul vorbește cât de netrebnic e poate, dar nu asta înseamnă smerenia despre care vorbește Evanghelia. Ne imaginăm că este poate o persoană sobră, solemnă, morocănoasă poate, plină de reguli, dar niciodată Evanghelia nu va vorbi despre și nu va zugrăvi un om smerit în felul ăsta. Smerenia nu poate să fie produsă de om. Și să știți că e ceva ironic legat de smerenie. Cu cât mai mult ai impresia că ești smerit, cu atât ești mai departe de smerenie. Și știm care este
Opusul smereniei e mândria. Și cu cât crezi că ești mai smerit, ești mai mândru. Nu o poți îmbrăca când vrei tu. Nu există căi ușoare să ajungi la smerenie. Nu e produsă de oameni. Îmi place foarte mult ce spune C.S. Lewis. El își imaginează că s-ar întâlni cu un om foarte smerit și spune: dacă am fi să ne întâlnim cu o persoană foarte, foarte smerită, nu ne-am întoarce de la acea întâlnire cu senzația că am întâlnit o persoană smerită. Foarte rar persoana asta ar spune ceva despre sine sau nu ar scoate în evidență cât de mică și insignifiantă e. Să știți că o persoană care vorbește foarte mult de cât de insignifiantă e, e mai degrabă obsedată de sine decât smerită. Lucru pe care ni l-am aduce aminte de la întâlnirea asta cu persoana foarte smerită, spune C.S. Lewis, este cât de mult părea că este interesată de noi, de persoana noastră. Cât de puțin vorbea despre ea și cât de mult e interesată în mod sincer despre persoana noastră. Pentru că esența unei persoane smerite, în conformitate cu Evanghelia, spune el, nu este a avea o imagine slabă sau proastă despre mine însumi, ci de a mă gândi mai puțin la mine însumi. De a mă lua nu atât de mult tot timpul în considerare, de a nu fi eu tot timpul reperul. Și pentru că tema smereniei este o temă foarte mare, s-au scris foarte multe cărți și se poate vorbi din foarte multe și în multe forme, m-am gândit să organizez mesajul ăsta plecând de la trei întrebări. Ce nu este smerenia? Ce este smerenia? Ce pot să fac eu? Și așa că o să ne uităm ce nu este smerenia, ce este smerenia, ce pot să fac eu. Ce nu este smerenia? În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare, mai mare în împărăția cerurilor? Ce era în inima ucenicilor? Care era frământarea lor când se duc la Domnul Iisus și pun întrebarea asta? Cine va fi șef? Cine va fi conducător? Cine va reuși să aibă supremația? Cine se va remarca? Cine va fi apreciat în final? Cine va lua toate aplauzele în final? Cine va avea lumina reflectoarelor? Cine va reuși să ia și să-și impună standardul în fața celorlalți? Asta era în inima lor. Dar cred că de-a lungul istoriei, asta este în inima oamenilor. De-a lungul istoriei, oamenii se gândesc cum pot să fie remarcați, cum se pot individualiza. Asta l-a făcut pe Cain să vrea să-l omoare și să-l omoare în final pe Abel. Asta l-a făcut pe Iosif să-și întărâte frații și pe frații lui să-și dorească să-l omoare. Asta l-a făcut pe Iacov să-l înșele pe fratele său. Asta l-a făcut pe Saul, care avea totul, inclusiv faptul că Dumnezeu l-a uns. Avea totul. Dar a fost ceva în inima lui care l-o rodea. Și de-aia a vrut să-l omoare pe David. Vedeți? Este un vierme la rădăcina tuturor păcatelor noastre. Și acest vierme era la rădăcina inimii ucenicilor atunci când și-au pus întrebarea asta. Este un vierme care, și la rădăcina tuturor războaielor, conflictelor, discuțiilor din familie, neînțelegerilor din familie, la muncă, dorința de a ieși în evidență. E ceva la mijloc, nu credeți că e doar efectul. E ceva acolo. C.S. Lewis spune, este singurul păcat fabricat în uzinele iadului. Mândria. Ce nu este smerenia? Orice este în proximitatea mândriei, chiar smerenia, care pare smerenie și nu este, asta nu e smerenie. Mândria este în inima ucenicilor când își pun o astfel de întrebare, iar Iisus, prin modul în care răspunde, pune securea la rădăcina problemei. Le spune, mă întrebați cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor? Eu vă spun că cu o astfel de mentalitate nu intrați în împărăția cerurilor. Voi discutați cine e cel mai mare, eu vă spun că dacă nu schimbați modelul, nu intrați în împărăția cerurilor. Voi funcționați după o paradigmă absolut greșită, eronată.
Îmi aduc aminte când eram adolescent, eram îndrăgostit de filozofie, bănuiesc ca orice adolescent, nu? Nu? Pe atunci, când era la modă Cioran, erau la modă Nietzsche, știu că l-am studiat la școală pe Nietzsche, cred că toți l-am studiat la școală, în clasa 11-a. Dar Nietzsche, mi-aduc aminte că era o carte scrisă de Nietzsche și era populară când eram eu adolescent, așa grăita Zarathustra. Iar acest bărbat Zarathustra se întâlnește cu un bătrân care simbolizează tradiția, simbolizează creștinismul și bătrânul îi arată cum se închină el lui Dumnezeu. Cum dansează înaintea lui Dumnezeu, cum se roagă lui Dumnezeu. Și Zarathustra se întreabă, dar oare bătrânul ăsta în pădurea lui n-a auzit că Dumnezeu a murit? Și atunci se duce Zarathustra în oraș și anunță, vreau să fac un anunț. S-a terminat cu omul. Vă dau și vă aduc supraomul. Ceea ce spune de fapt Nietzsche este, s-a terminat cu încercarea asta de a fi modest, de a te uita la modelul lui Hristos. Vă spun, trebuie să vă uitați în voi înșine, în voi înșivă. Trebuie să vedeți în voi resurse și aveți voință de putere să, dacă e nevoie să dați la o parte orice barieră, gândiți-vă la voi. Fiți absorbiți de voi înșivă. Și ce s-a întâmplat? Cultura noastră a fost convinsă și influențată de modelul lui Nietzsche. Nu Nietzsche l-a inventat, este de când e creată lumea. Dar Nietzsche a vorbit foarte clar despre el. Nietzsche vine și aduce acest model al omului, în care omul este absorbit de sine însuși, în care și-a creat unelte prin care să se glorifice. Societatea asta a făcut. Să știți că n-am absolut nimic împotriva Facebook, cei care mă cunosc știu. Dar Facebook este un templu al sinelui. Eu nu sugerez în niciun caz că noi creștini ar trebui să ieșim de pe social media, în niciun caz. Eu cred că aici este arena noastră. Aici putem să avem o mai mare influență, dar nu putem să nu remarcăm faptul că toate aceste canale sunt create de către o societate care vrea mai mult să se vadă pe sine. În fiecare dimineață ne avem timpul de laudă și închinare la noi înșine. Cine a mai dat like? Cine nu mi-a dat like? Cum sunt? Cum arăt? Cultura noastră a fost influențată de acest model al lui Nietzsche. Ucenicii voiau să știe cine este cel mai mare. Pentru că știți de ce? Nu vreau să știe cine e mare, cine e cel mai mare. Pentru că mândria este în primul rând competitivă. Și din nou, C.S. Lewis spune, spunem de obicei că oamenii sunt mândri pentru că sunt bogați, sunt deștepți, sunt frumoși. Dar nu e așa. Oamenii nu de asta sunt mândri. Sunt mândri pentru că sunt mai bogați, pentru că sunt mai frumoși, mai deștepți decât alții. Dacă toți ar deveni în mod egal bogați, deștepți, frumoși, nu ar mai fi niciun motiv de mândrie. Este comparația. Comparația este cea care ne face mândri, care te face mândru. Plăcerea de a fi mai presus de toți. Modelul lui Nietzsche pentru om este supraomul. Îmi sunt suficient. Nu o spunem, nimeni nu o să o spună, dar viața noastră arată asta. Îmi sunt suficient, e datorită mie. Omul puternic, arogant, mândru. Dar în contrapartidă vine Hristos. Și modelul lui Hristos pentru omenire e un copil. Modelul lui Nietzsche e supraomul. Modelul lui Hristos, un copil. Cine va intra în împărăția cerurilor? Pot să fac ceva? Da. Fă-te ca un copil. Este un model contracultural și tot timpul a fost contracultural. Indiferent de poziția în care sunt chemat să răspândesc acest model, dacă sunt biserica lui Hristos. Poate sunt manager, poate sunt pastor, poate sunt îl pus într-o poziție. Hristos spune, vrei să intri în împărăție? Ăsta e modelul. Trebuie să te smerești, să te faci ca un copil. Să mergi mai departe. Să întorci celălalt obraz. Să ajuți chiar dacă nu iese bine la calcul. Care este modelul
pe care îl adoptăm noi, pe care l-ai adoptat tu. Cum ești? De ce ești modelat? De ce fel de model ești modelat? În casă? La școală? La muncă? Mă caracterizează mai degrabă modelul și paradigma lui Nietzsche, care spune, trebuie să fac, e normal. Îți atașezi inima de lucrurile astea? Sau spui, pentru mine mi-este suficient Hristos? Dacă El vrea să mă pună în poziție, slavă Lui! Dar eu voi proclama acest model. Ce nu este smerenia? Nu este competitivă, nu e absorbită de ea însăși? Este tot ceea ce este diferit de mândrie. Vreau să mergem mai departe. Ce este smerenia? Și ca să înțelegem cât de cât din acest subiect, m-am gândit să dau trei exemple. Ioan Botezătorul, Pavel și evident Domnul Iisus. Ioan Botezătorul. Nu știu dacă știți, dar Ioan Botezătorul era o persoană foarte populară în perioada Domnului Iisus. Și dacă nu mă înșel, era chiar mai populară decât Domnul Iisus în perioada vieții lui. Și se întâmplă că o mare mulțime vine la el, îl ascultă, mulți se botează, dar asta atrage atenția liderilor religioși. Și ce fac liderii religioși? Se duc la el, trimit o echipă de investigare, se duc la el și îl întreabă, spune-ne cine ești tu? Care este imaginea ta despre... Ce spui tu despre tine? Cum te definești tu? Și vreau să ascultăm ce spune Ioan. Ioan 1, de la 19 la 26. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. În acest text este o definiție remarcabilă a smereniei. O combinație foarte rară și dacă cumva vă notați, notați lucrul ăsta. O combinație rară între modestie și curaj. Vedem în Ioan că smerenia este o combinație între modestie și curaj. Nu smerenia nu înseamnă să fii călcat în picioare, dar înseamnă să ai o imagine modestă față de tine. Iar când este vorba să vorbești despre Evanghelie, să ai curaj. Să fii modest când e vorba de tine, nu curaj când e vorba de tine. Dar cum este Ioan modest? Păi, este întrebat. Cine ești tu? Ești Ilie? Și spun, nu sunt Ilie. Dar Domnul Iisus spune în Matei 11 cu 14, nu-i așa? Că e Ilie, chiar e Ilie. Dar Ioan nu consideră că se ridică la nivelul măreției pe care ceilalți îl atribuie. Nu sunt vrednic. Spune, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i leg încălțămintele picioarelor lui Iisus. În alt context spune, el trebuie să se înalțe, eu să mă micșorez. E extrem de modest. Dar în același timp e plin de curaj. Și de ce? În multe alte aspecte, dar un lucru la care poate nu ne-am gândit foarte mult. Botezul lui Ioan este un act public de curaj extraordinar. În cultura iudaică erau botezate doar neamurile. De ce? Pentru că veneau și spuneau, vrem să devenim iudei. Și cum vedeau iudeii pe neamuri? Necurați, nu? Și atunci era acest simbol, această metaforă de a intra în apă și de a-l curăți. Dar Ioan ia acest simbol și îl aplică întregii națiuni. Farisei, cărturari, preoți, iudei, oameni simpli. Și prin acest act public spune, voi toți sunteți necurați. Voi toți aveți nevoie de Mesia. Nu e unul care să n-aibă nevoie. Un curaj extraordinar. Și întrebarea este, cum un om atât de modest cu privire la sine,
poate să aibă atâta curaj. Și vreau să vă spun că răspunsul este în ceea ce le spune Ioan când este întrebat, totuși cine ești? Și spune, eu sunt glasul celui care strigă, eu sunt o voce. Vă uitați la mine, mă întrebați, ești Filie, ești Mesia? Nu vă uitați la mine, eu sunt doar o voce. Nu la mine trebuie să vă uitați, voi trebuie să vă uitați la Hristos, la Cel care ridică păcatul omenirii. Ceea ce spune Ioan, spune, eu sunt absolut nimic fără El. Și întrebarea este, cum sunt eu? Sunt eu o voce între colegii mei sau sunt actorul principal? Atrag atenția spre mine sau atrag atenția asupra lui Hristos? Îi pregătesc calea Domnului în familia mea, la muncă sau arăt cât de remarcabil sunt? Asta este smerenia. Că atunci când vine vorba de tine să fii un glas, o voce. Nu o personalitate, dar să ai curaj. Mergem mai departe. Pavel, o altă imagine și un alt personaj extraordinar. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 4, să vă citesc doar două versete, versetele 3 și 4. Le spune, cât despre mine, prea puțin îmi pasă. Dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Ce spune Pavel aici, de fapt, nu este arogant. Nu spune, am eu nevoie de voi. Nu spuneți voi cine sunt eu. Nu, nu, nu. El spune altceva. Cuvântul pe care în original pentru judecată este verdict. Și ce spune Pavel este, eu nu... M-am disciplinat în așa fel încât să nu-mi iau verdictul din ce spuneți voi despre mine. Voi s-ar putea să spuneți lucruri urâte, lucruri adevărate, dar m-am disciplinat să nu îmi pese, să nu-mi iau verdictul de la voi. Dar o să vedem ce face. Atunci când cineva vorbește urât despre noi, de exemplu, sau ne spune un adevăr foarte inconfortabil, și ce facem de cele mai multe ori? Sau ce sfaturi dăm celor care trec prin experiența asta? Le spunem, nu contează ce zic ceilalți despre tine. Important e ce crezi tu despre tine. Importantă imaginea ta despre tine. Lasă-i pe ceilalți. Dar Pavel nu spune asta. Pavel spune, dacă vei gândi așa, e o mare capcană. Pentru că da, e bine să nu-ți spună societatea, biserica, alții standardul. Dacă îți pui tu standardul, te vei zdrobi și tu. Pavel zice, cel care mă judecă este Domnul. Îmi iau verdictul din ceea ce spune el. Smerenia, în opinia lui Pavel, este să nu te mai gândești atât de mult la tine. Să uiți puțin de tine. Exact cum zicea și C.S. Lewis. O persoană care e mai mult interesată de cealaltă persoană. Am zis mai de mult, am dat un exemplu, și o să-l repet acum, că niciodată nu ne gândim ce mai face rinichiul nostru sau splina noastră sau... Nu, ele își fac funcția acolo foarte bine. Dar atunci când au o problemă, știm unde e splina, știm unde e rinichiul. Tot corpul urlă de durere. Când toate lucrurile sunt despre noi, când îmi iau verdictul din partea societății și fac totul ca să... ajung standardul ăla sau să-mi ating standardul meu, arată că de fapt eu-ul meu e bolnav, urlă. Iar Pavel spune, uită de lucrurile astea. Ia-ți verdictul din partea Domnului. El mă judecă. Cum sunt afectat de critică? Mă devastează? Nu pot dormi noaptea dacă cineva aud că a spus un lucru urât despre mine? S-ar putea să ne luăm verdictul, să lăsăm pe alții să stabilească standardul pentru noi și să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie standardul. Ultima persoană și modelul suprem pentru smerenie este Iisus Hristos. Și despre Iisus Hristos nu se poate ține o predică
un an de predici despre smerenie, dar am făcut o selecție de versete doar ca să vedem atitudinea lui în raport cu Tatăl. Și o să citesc câteva versete din Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Ioan 5:19. Ioan 5:30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 5:41. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Exact ce a spus Pavel. Nu de acolo mi-au verdictul, spune Iisus, ci de la Dumnezeu, de la Tatăl meu. Am mai multe versete, dar le selectez. Ioan 8:42. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, El m-a trimis. Și Ioan 14:10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri ale Lui. Toate versetele astea arată cât de adâncă este rădăcina smereniei lui Hristos. Ideea este Dumnezeu să fie totul. Așa cum Ioan Botezătorul arată către Hristos, Hristos arată către Tatăl. Nu voi face absolut nimic, voia mea o voi lăsa să fie zdrobită ca voia Tatălui să se facă. Asta e smerenia. Vedeți, Iisus avea totul. Iisus avea gloria, Iisus putea să aibă faima, Iisus avea totul la dispoziție. Dar El spune, eu sunt nimic fără Tatăl. M-am dat pe mine întru totul Tatălui ca El să lucreze. De-aia Hristos poate să fie slujitorul altora. Pentru că are încredere în Tatăl. Smerenia înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. S-ar putea să te pună în poziții pe care le consider umilitoare, dar ai încredere, asta înseamnă smerenia. Ai încredere în Tatăl. Asta a făcut Iisus. Vedeți, la Hristos această smerenie nu a fost un sentiment temporar, trezit de o predică sau de o stare. Asta a fost constanta vieții Lui. Asta a fost modul în care El s-a raportat la Dumnezeu. Smerenia înseamnă ca voia mea să fie zdrobită și voia Lui să se facă tot mai mult. Vă rog, fiți de acord cu mine că e imposibil. Pentru că asta e și intenția lui Hristos, să vedem. Trebuie să vă faceți ca niște copii. Sau lui Nicodim îi spune, trebuie să te naști din nou. Sau la predica de pe munte spune, trebuie să fiți săraci în Duhul. Asta e ideea. Trebuie să înțelegi că nu poți departe de El. Suntem noi îmbrăcați cu smerenie, cu tipul ăsta de smerenie? Cum arată viața noastră? Ce spune soția? Ce spune soțul? Ce spune lumea? Ce spun cei de la muncă? Am vorbit despre ce nu este smerenia. Am vorbit despre ce este smerenia și ne-am uitat la Ioan Botezătorul, care e o voce, la Pavel, care spune, uită de tine, și la Hristos, care spune, voia mea nu va mai fi, va fi zdrobită, ca să facă voia Tatălui. Și atunci ce pot să fac eu? Și deja am spus, nimic. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să fiu cât mai mult în proximitatea lui Hristos. Doar acolo. Doar de acolo va țișni smerenia și doar acolo voi fi modelat. Dar nu am vrut să termin mesajul ăsta fără să nu dau totuși niște aplicații practice. Pentru că eu cred că putem face totuși ceva care să ne ajute să modelăm în noi un duh smerit. Și un arhiepiscop de prin anii 60, Michael Ramsey, a dat niște idei și am luat și eu câteva idei de acolo și vreau să vă spun în finalul acestui mesaj, ce cred că putem face? În primul rând, să fim tot timpul mulțumitori. O inimă mulțumitoare este un pământ în care mândria nu crește ușor. O inimă mohorâtă, solemnă, tot timpul prea serioasă, este perfectă pentru mândrie. Dezvoltați și să dezvoltăm în noi această stare de mulțumire. Oare chiar nu avem motive? Da, e posibil ca
Unii se treacă prin momente foarte grele și știu că în biserică sunt oameni care suferă. Dar de-aia suntem copiii lui Dumnezeu și suntem creștini, că și în suferință avem motive de mulțumire. Pentru că speranța noastră nu este pentru pământul ăsta. Al doilea lucru practic pe care îl putem face este să fim tot timpul conștienți de păcatul nostru și de păcatele noastre. Să le avem tot timpul în vedere. Să avem această practică a pocăinței. Doamne, oare gândul ăsta ți-a făcut cinste? Oare modul în care am vorbit de la volan cu cel care m-a enervat ți-a făcut cinste? Nu, iartă-mă. Doamne, curățește-mă Tu, arată-mi Tu, scoate-mi Tu lucruri de care să mă pocăiesc. Un alt lucru, fiți gata oricând și să fim gata oricând să primim critici. Nimănui nu-i place, să nu fim ipocriți. Dar să nu ne luptăm, să nu demonstrăm. Nu e așa. Fiți gata să primiți critici. Criticile sunt cele care ne oferă oportunitatea să devenim mai smeriți. Nu vă preocupați și să nu ne preocupăm de putere, de statut, să nu avem în noi această mentalitate a lui Nietzsche. S-ar putea ca Dumnezeu să vă pună și să ne pună în poziții de putere. Absolut. Întrebarea este, îți vei lega inima de putere? Te va zdrobi. Și în ultimul rând, și îl consider cel mai important rând, ce pot să fac eu? Este să nu uit niciodată, și vă rog fiți atenți la acest ultim lucru, să nu uit niciodată că smerenia tot timpul va crește la cruce. Smerenia va crește la cruce. Pavel spune, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Doar crucea îmi arată adevărata stare înaintea lui Dumnezeu. La cruce văd că sunt incapabil să-mi produc smerenie. La cruce înțeleg că tot ceea ce mi se cere ca să intru în împărăție, nu pot să fac. La cruce îmi văd dependența totală. La cruce înțeleg modul cel mai real în care că Hristos e totul și eu nimic. La cruce văd dragostea lui Dumnezeu pentru omenire și cât de mult l-a costat. Iar dacă acest lucru, dacă dragostea lui Hristos nu ne smerește, credeți-mă, nimic nu ne va smeri. La cruce mi este revelată minunea salvării mele și anume că sunt mântuit datorită smereniei lui Hristos și datorită vieții lui perfecte care mi-a fost atribuită mie. Și la cruce înțeleg că El a murit moartea pe care eu o meritam. Aș vrea așa cum stăm să ne rugăm și să rugăm pe Dumnezeu să crească în noi această floare rară care este smerenia și să ieșim în societate cu ea, la colegii noștri. Să răspândim modelul lui Hristos, nu al lui Nietzsche. Modelul lui Hristos care spune, fiți ca un copil. Primiți suferința, dacă e cazul, umilința, dar luați-vă verdictul din relația voastră cu Hristos. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, am înțeles în dimineața asta mai mult că smerenia este o virtute pe care doar Tu o produci în noi. Cât de mult încercăm și o să încercăm să o avem, nu o vom avea. Tu e singurul care o dai. De-aia venim la Tine și Te rugăm, Doamne, îmbracă-ne cu smerenie. Să ieșim în societate. Să fim o biserică care promovează modelul Tău ca un copil. Îți mulțumim că Tu ești atât de blând și smerit cu inima și Tu ești îngăduitor cu greșelile noastre, cu slăbiciunile noastre, dar venim la Tine încrezători și ne bucurăm de Evanghelia Ta. Amin. Înainte de prasnicul Paștelor.
Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. În toate religiile lumii, creatura se închină înaintea Dumnezeului lui. Se pleacă pe genunchi înaintea Dumnezeului sau idolului lui. Numai în Evanghelie Dumnezeu se pune în genunchi și desleagă cureaua încălțămintelor apostolilor lui, trimișilor lui. Ioan Botezătorul a spus, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor ca să-l spăl pe picioare. Și Fiul lui Dumnezeu se pleacă în genunchi în fața ucenicilor lui, le dezleagă sandalele și începe să-i spele pe picioare. De ce? Pentru că în seara aceea Iuda primise gândul acesta de la diavolul să-l vândă pe Domnul Iisus. Observați ce spune contextul. În timpul cinei, după ce diavolul pusese inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, care știa totul, știa și asta. Dar ascultați ce știa Iisus. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. De multe ori știm numai ce ne fac alții sau ce au de gând să ne fac. Iisus știa cu adevărat cine este. Smerenia nu este doar o virtute și aș putea spune chiar nu este o virtute. Smerenia este solul în care cresc toate virtuțile. Fără acest sol roditor, nicio altă virtute nu e autentică. Dar acum pentru noi ca biserică să fim foarte atenți. Tot lui spunea că ți-a reușit copilul la facultate, ești mândru. Asta nu e o mândrie păcătoasă. Te bucuri pentru el. Că ți-a reușit ceva ce ai vrut să faci, te lauzi cu asta. Pavel zice, mă laud cu dărnicia voastră față de macedoneni. Mă laud cu voi. Există însă o mândrie demonică. Și mândria demonică este mândria spirituală. Eu sunt mai aproape de Dumnezeu ca alții. Eu sunt mai folosit de Dumnezeu ca alții. Eu sunt mai plin de daruri ca alții. Prin mine Dumnezeu face lucrări extraordinare. Știți că această mândrie, într-adevăr, se naște în laboratoarele iadului, pentru că așa a început căderea în univers. Acel luceafăr strălucitor, acel heruvim ocrotitor, îmbrăcat cu toată slava pe care Creatorul a dat-o unei creaturi, a zis, vreau să fiu ca și Creator. Vreau să fiu ca Dumnezeu.
El e bun, eu vreau să fiu bun. El este bun în tot universul spiritual. Eu vreau să trag un cerc în jurul meu și aici eu să fiu bun. Să nu mai depind de El și ceilalți să depindă de mine. Mândria spirituală este demonică. Sunt un bulgăr de nimic. Sunt un strop de rouă în soare. Dar cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te faci mai mare. Haideți să mărturisim toți acest adevăr. Mulțumit lui Dumnezeu. Apoi a frânt-o și a dat-o la Isai zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Doamne Iisuse, Tu ți-ai dat viața pentru noi. Trupul Tău s-a frânt pe cruce. Pentru că Tu ai venit în lumea aceasta să faci voia Tatălui Ceresc și să ne aduci și pe noi la poala crucii Tale, unde mărturisim că toate meritele sunt ale Tale, Dumnezeul nostru. Binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pentru noi. Și când luăm o parte din această pâine, știm că prin credință suntem în părtășie cu Tine. De aceea binecuvântează întreaga biserică ca trup al Tău. Amin. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, spune Apostolul Pavel. Fiecare în urma unei cercetări personale,
vă invit să luați parte la masa Domnului. Luați. Pe un deal depărtat, mielul sfânt a purtat, crucea grea pentru al lumii păcat. Îl iubesc și-l privesc, suferind răbdător, pe Iisus cel ce viața și-a dat. Cu privirea spre Domnul voi sta, amintindu-mi mereu jertfa sa, și ca el crucea mea voi purta. Până-n cer, când coroana-mi va da, jertfa de pe calvar, ce-i respinsă de mulți, mă atrage pe mine la ea. Căci acolo, Iisus, lăsând gloria sus, a murit pentru a mă salva. Cu privirea spre Domnul voi sta, amintindu-mi mereu jertfa sa, și ca el crucea mea voi purta. Până-n cer, când coroana-mi va da, doar în sângele sfânt ce pe cruce a curs, e minunea salvării în Hristos. Căci murind la calvar, mielul sfânt prea curat, din blestem și pierzare m-a scos. Cu privirea spre Domnul voi sta, amintindu-mi mereu jertfa sa, și ca el crucea mea voi purta. Până-n cer, când coroana-mi va da. Domnul Iisus a spus: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Mâncați toți din el. Amin. Cina Domnului este o celebrare a legământului de credință care îl avem cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Este o reînnoire a cercetării noastre și a dedicării noastre față de El și o sărbătorire a dragostei Lui pentru noi. Fără vărsare de sânge, spune Biblia, nu este iertare. Ați auzit cântarea creștinilor din Egipt? Iertare este prin sângele lui Iisus Hristos. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu,
a spus Domnul Iisus, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Haideți să mulțumim Domnului că păcatele noastre sunt iertate prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Doamne Iisuse Hristoase, sângele Tău a curs ca să acopere, să șteargă, să curățească falimentele noastre, greșelile noastre, păcatele noastre. Stăm înaintea Ta nu în meritele noastre, ci stăm înaintea Ta pentru lauda Tatălui Ceresc, prin meritele Tale de la cruce. Îți mulțumim că ne-ai primit, că păcatele noastre sunt iertate de Tine, că Tu ești mijlocitorul nostru înaintea Tatălui Ceresc. Și Te rugăm, binecuvântează acum părtășia noastră cu Tine și unii cu alții. Amin. Luați loc. Yeah.
Acest pahar este legământul, noul legământ în sângele meu, a spus Domnul Iisus. Beți toți din el. Amin. Binecuvântat să fii Tatăl nostru ceresc, Fiule și Sfântule Duh, pentru că în prezența ta ne-ai primit și astăzi. Cu îndurarea și harul tău, începem astăzi o nouă săptămână. Însoțește-ne cu binecuvântarea ta și în această săptămână. Amin.